la creșterea pensiilor este o lege bună. Orice lege care înlătură unele inechități care au apărut de-a lungul timpului este o lege bună. În același timp, noi știm cu toții că nicio lege nu-i perfectă. Orice lege poate suferi amendamente și schimbări în funcție de aplicarea ei și de cazurile care pot să apară. Așa încât dacă pot să apară cazuri concrete în care să rezulte alte inechități, sigur că ele vor fi îndreptate. Dar această lege, așa cum este ea construită acum, repară un număr foarte mare de inechități și are o creștere foarte mare a pensiilor. În același timp, eu vreau să mă adresez dumneavoastră ca generație deosebită, ca generație care a construit această țară și ca generație care contează pentru viitorul acestei țări. Să nu uităm acest lucru. De aceea, Partidul Național Liberal acordă o importanță deosebită seniorilor. De aceea s-a luptat de-a lungul timpului să crească pensiile și beneficiile acestor oameni care au construit această țară. Și aș vrea să vă amintesc, așa, pentru că nu vreau să mă laud, dar vreau să vă aduc aminte, că în 2008, atunci când eu am fost ministru, s-au dublat pensiile. În 2008 și în 2009 am început să acordăm beneficii pentru cei care au lucrat în grupa 1 și a 2 de muncă. Deci tot Partidul Național Liberal a făcut-o. În 2009 a fost introdusă și această indemnizație sau această pensie minimă, cum se cheamă acum, pentru că nu vrem să lăsăm ca niciun cetățean care se află în dificultate să aibă probleme. Trebuie să-l ajutăm. Dar în același timp, așa cum spunea domnul președinte, această nouă lege este liberală pentru faptul că încurajează munca. Și noi vrem ca oamenii care muncesc să fie răsplătiți la adevărata lor valoare.